dorința Domnului Iisus, atunci când a instituit cina Domnului, a fost aceea ca toți să mănânce din acea pâine și să bea din acel pahar. Nu cred că este mai mică dorința Domnului în vremea noastră. Ca toți, toată biserica. Dar dacă cineva din motive personale n-ar putea să se împărtășească în dimineața aceasta, de asemenea tot binevenit este în adunarea lui Dumnezeu și Domnul să binecuvinteze pe cei ce se împărtășesc și Domnul să binecuvinteze și pe cei ce nu se împărtășesc. Domnul să binecuvinteze pe cei care s-au pocăit. Domnul să binecuvinteze și pe cei care nu s-au pocăit. Și mă rog Domnului să vrea să se pocăiască. Dorința lui Dumnezeu este ca toți oamenii să se pocăiască, să vină la cunoștința adevărului și să fie mântuiți. Dreptul de a participa la masa Domnului erau copiii Domnului. Cei care s-au pocăit de păcatele lor, a căror viață a fost schimbată prin cuvântul lui Dumnezeu, care s-au botezat în apă, au încheiat legământ cu Domnul prin botezul în apă și sunt membri în biserica aceasta sau în altă biserică, dar care sunt în pace cu Domnul, cu familia, cu biserica, cu toți oamenii, așa cum ne învață Scriptura. Și pentru această diferențiere, rog, cu tot respectul ca cei care se vor împărtăși și pot să se ridice și să stea la masa Domnului, am să rog să facă lucrul acesta. Probabil fratele Marcel așteaptă o dispensă să stea jos. Poți să stai jos, fratele Marcel. Dacă e cineva bolnav, sigur că poate să rămână așezat și să ia cina Domnului. Deci cei care au pe inimă să ia parte la masa Domnului, îi rog să se ridice.